În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis mare acusare în campania electorală. Timp de 3 minute, în fiecare zi, analizăm activitatea unui parlamentar. La final, decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi vă aducem în atenție activitatea deputatului PSD Vasile Câtea, ales în circumscripția electorală numărul 24 Iași. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlament, a ocupat diverse funcții publice, precum consilier local, consilier județean, consilier personal al Ministrului Tineretului și Sportului, în perioada 2013-2015. Din anul 2016 este președinte al Federației Române de Box. Potrivit presei centrale, Vasile Câtea a pus pe butuci boxul românesc. Sportivii au salarii mizere, nu participă la competiții, iar despre medalii nici nu poate fi vorba. Deputatul PSD Iași a activat în acest mandat suficient cât să audă colegii despre el. În comparație cu alți parlamentari, stă relativ bine la unele capitole. 52 de luări de cuvânt, 44 de declarații politice, 26 de întrebări și interpelări, 64 de propuneri legislative, din care 8 promulgate legi. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 1 oră, 51 de minute și 26 de secunde. În una din luările de cuvânt a ținut să laude județul pe care îl reprezintă. Domnilor guvernanți, atât Primăria Municipiului Iași, cât și Consiliul Județean Iași au demonstrat expertiza în câștigarea unor proiecte de finanțare cu bani europeni. Însă județul Iași are nevoie și de bani de la bugetul de stat pentru finanțarea tuturor obiectivelor de infrastructură aflate pe lista de priorități, cum ar fi autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș, sala polivalentă, șoseaua de centură și altele. Suntem încredințați de faptul că în anul 2018 vor sosi la Iași și fonduri guvernamentale pentru a reuși în bună parte finanțarea corespunzătoare a tuturor proiectelor care se află în derulare și care reclamă urgență. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Vasile Câtea a avut până în prezent 2941 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 83%. Pentru munca prestată în Parlament, deputatul PSD Iași este plătit lunar cu 10.448 de lei. Anul trecut a fost implicat într-un accident rutier, iar în urma verificărilor s-a constatat că a condus băut. De numele lui Câtea se leagă controversata afacere Red Point, o companie specializată în soluții IT, dar abonată la afaceri cu statul, în special cu Societatea Națională Căile Ferate Române. Câtea a deținut 18% din afacerea Red Point, firmă înființată de fiul senatorului PSD Ion Solcanu. În 2016, Agenția Națională de Integritate l-a cercetat pentru o tranzacție imobiliară din anul 2008, când era consilier județean. Acum că am văzut cât a muncit Vasile Câtea, să vedem care sunt punctele sale tari. Fidel partidului din care face parte, prezență ridicată la votul electronic, luări de cuvânt în număr relativ mare. Punctele sale slabe sunt următoarele. Implicat în afaceri și incidente controversate, cercetat de Agenția Națională de Integritate, propuneri legislative în număr mic. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Iași, Vasile Câtea.